Întâlnire cu artistul târgoviștean Mihai Nistor într-o locație inedită în mallul din Târgoviște. În perioada 4 august-10 septembrie puteți admira expoziția Arta Portretului. De asemenea, puteți asista în zilele de 9 și 10 august între orele 18 și 22 la demonstrațiile live de pictură susținute de artist. Accesul la eveniment este liber, iar organizatorii l-au intitulat o destinație zilele dedicate artistului cu mii de fețe. Expozițiile vor dura câteva luni. Se vor schimba, se vor mai luăm pauză, mai aducem altceva. Câte expunate? Acum sunt 50. Da, fix 50. 50 de șevalete, 50 de lucrări. Și diverse mărimi, în capăt de tot sunt lucrări mai vechi, din 2000-2001, chiar până prin 2010. Iar în partea asta toate 2020-2022. Adică... Care este cea mai complexă? Cred că cea mai complexă e un autoportret pe care tocmai l-am terminat aseară cu o pălărie, cu picățele. M-au contactat foarte mulți artiști și oameni de pe Facebook, m-au contactat și din București și din Germania și mi-au zis că, wow, ce e cu aia, ce s-a întâmplat, de unde ai scos-o, ce e așa și... Cât a durat? N-a durat așa de mult cum pare. M-a durat cam 2 zile în total, adică, nu știu, 4-5 ore într-o zi și 4-5 ore în altă zi. De unde vă vine inspirația pentru? Pe la oameni, iubesc oamenii. Oamenii sunt frumoși și sunt interesanți, dincolo de frumoși sau urâți, că nu știu, oamenii se consideră în tot felul, sunt interesanți. Unii, ei nu știu la ce mă uit eu. De exemplu, acum mă uit la tine și văd cum pe barbă și pe nas ai, ți se reflectă tricoul ăsta verde. Ia o lumină așa verde pe aici, care dacă aș pune-o într-un tablou, ți-ar educa privirea. Ai învățat să privești din nou. Învățăm să privești, pentru că noi nu vedem asta, adică oamenii normal nu văd asta. Să uite, un om și-a trecut cu vederea și pe urmă îi arăți așa, îi arăți o lumină care e pe aici și zice, mama, asta unde era? Uite, acum o văd și o să o vadă întotdeauna. De acum încolo, toată viața o să vadă lumini de genul ăsta. Am admirat picturile, am văzut și figuri târgoviștene. Da, sunt lucrări, cred că sunt și de acum 2 ani, asta a mai fost o expoziție de caricaturi, asta e singura caricatură pe care o am aici, e o struț, o cămilă, nu e neapărat caricatură, e între caricatură și portret, dar sunt destul de mulți din Târgoviște, inclusiv eu, apar în câteva, chiar mă uitam mai devreme că sunt rânduri întregi de târgovișteni, nu știu, sper să fie recunoscuți așa de ceilalți târgovișteni. Și să se bucure și ei că sunt aici, să și cumpere dacă vor. Pot vorbi doar despre un tablou, pot vorbi despre Mihai, artistul, poate cel mai bun portretist, târgoviștean clar. Și eu sunt apropiat de artă, fiind profesor de desen, dar nu mă pot ridica la înălțimea lui. Acest tablou, dacă ar fi să ne referim doar la el, îți transmite spiritualitate, îți transmite o stare de liniște, așa, simți parcă lumina cum pică pe chipul blând al preotului, așa ca o binecuvântare. Când aud de o expoziție de a lui Mihai, fie că e la galeriile Sever, fie că e în centru, pe platou, fie că e aici, mereu mă duc, pentru că îmi place să revăd lucrările. Multe din ele le-am mai văzut, dar îmi place să revin, să văd, să revăd, să revăd. Parcă mă îmbie să fac și eu mai mult cu copiii mei la școală, dar acum să vedem, nu pot avea aceleași pretenții. Oricum, Mihai este un om deosebit. Se vede când cineva știe să facă caricatură, când cineva știe să surprindă trăsăturile definitorii ale unui portret. Deci partea de meserie nu putem să o punem la îndoială, dar nu numai caricatura, pentru că el este
portretist și un portretist bun care știe ce să aleagă din fizionomia unui om în așa fel încât să și semene. Chiar sunt din ce în ce mai puțin sau undeva am ascultat o discuție și spuneau, domne, știți, nu prea se mai poartă portretul, la care criticul Tudor Octavian spus, dar cine mai e în stare să facă portret? Pentru că, în general, în ultima perioadă, oamenii au mers prea abstract și au abandonat partea aceasta care este de meserie și de meserie adevărată. Un alt lucru care mă surprinde plăcut este MOL-ul. A face o expoziție, aveam de gând, nu știu, n-am luat nicio măsură niciodată, dar mă tot gândeam când o să văd o expoziție într-un mall. Pentru că în momentul de față, totuși, centrul de interes al oamenilor s-a mutat spre mall. Nu mai e centrul orașului, ci e mall-ul. Și nu știu dacă e bine să așteptăm noi să vină publicul la noi sau să ne ducem chiar noi spre public. Din punctul ăsta de vedere, cred că e o treabă foarte, foarte bună și să sperăm că cei de la MOL vor păstra obiceiul. Este într-adevăr un lucru foarte bun și mă bucur foarte tare că arta iese în stradă, iese între oameni și e normal să fie așa. Pentru că, în general, ne e foarte greu, suntem comozi să intrăm într-o galerie și, de ce nu, putem să ne luăm o pereche de pantofi, noi o pereche de pantaloni, o cămașă și iată că învățăm și cum să le armonizăm ca nuanțe văzând o expoziție, e normal. Eu am venit să văd fețele prietenului meu, câte cele 1000 de fețe și mi-aduc aminte că și n-am cum să nu fiu lângă el și aici. Mă bucur foarte tare pentru că a avut această inițiativă sau cine a avut această inițiativă, mă bucur foarte tare pentru ei și așteptăm și altceva, spectacole la MOL, concerte la MOL și am văzut zilele trecute chiar undeva mai sus era un stand-up comedy foarte tare și m-am bucurat foarte tare că se întâmplă la Târgoviște și se întâmplă la noi.